Și faptul că sunt aici mă bucură și mă face să am puterea de a avea credință în viitor. Calendaristic, mâine se va împlini un an de la tragedia care a copleșit România. Zilele acestea sunt cele mai grele pentru cei care au fost acolo sau pentru cei care și-au pierdut copiii în clubul morții. Solidaritatea e tot ce le dă putere supraviețuitorilor și părinților să meargă mai departe. Uitarea n-ar trebui să încapă în mințile noastre ale celor care am văzut cum viața chiar atârnă de un fir de ață. Colega mea, Diana Dumitrașcu, este în fața clubului colectiv. Diana, bună seara! Bună seara, Magda, bună seara, doamnelor și domnilor. Este o liniște dureroasă și apăsătoare aici în fața clubului colectiv din București. Sunt doar câțiva oameni care au venit să aprindă câte o lumânare și să lase o floare în memoria victimelor care au pierit în incendiul de la colectiv sau în memoria celor care au fost răniți atunci și au suferit răni cumplite. A fost un an foarte greu pentru toți. A fost un an greu și pentru părinții care și-au pierdut copiii în acea noapte sau în zilele care au urmat și a fost un an foarte greu și pentru supraviețuitorii care s-au zbătut zile și săptămâni la rând pe paturile de spital care să trăiască. Ca să trăiască, a fost un an greu pentru cei care au trebuit să se privească în oglindă, să găsească în ei puterea, după luni de zile de terapie psihologică, să se privească în oglindă și să vadă că sunt alți oameni, cu un alt chip, cu o altă înfățișare și cu răni sufletești greu, foarte greu de dus. A fost un an greu pentru părinții care au rămas singuri acasă, care au rămas singuri la masă, singuri de sărbători, care nu au încă răspunsuri cine se face vinovat de ceea ce s-a întâmplat aici, cine le-a omorât copiii. Este dureros, mai ales în aceste zile, cu cât în aceste zile părinții își aduc aminte de ultimele momente petrecute alături de copiilor și aduc aminte de lucrurile care le plăceau, lucrurile care îi făceau să zâmbească și aduc aminte ce familii frumoase aveau și nimeni și nimic nu le mai poate reda acest lucru acum. Mâine sunt programate o serie de evenimente în memoria acestor tineri frumoși, 64 de tineri, care s-au stins aici la colectiv într-o seară în care au venit să se distreze fără nicio vină. A fost și mâine vor fi foarte multe evenimente. Un marș la ora 13 este programat, va porni de la universitate și va dura până la ora 15, când toată lumea se va strânge aici, în fața clubului colectiv. Este un marș al tăcerii, un marș și de solidaritate. Iar organizatorii îi îndeamnă pe participanți să poarte banderole albe în semn de puritate față de memoria acestor tineri. Va fi dezvelit și un monument aici în fața clubului colectiv, iar pe seară vor avea loc o serie de concerte. Să nu uităm niciodată, colectiv n-ar trebui să fie o simplă vorbă în vânt. Să nu uităm niciodată, colectiv trebuie să încapă în mintea noastră a tuturor, pentru că oricine dintre noi putea să treacă prin așa ceva. Magda?